Un biciclist în vârstă de 54 de ani a fost implicat astăzi într-un accident rutier pe șoseaua de centură a orașului. Bărbatul se deplasa pe strada Unirii, pe sensul Steaua Dunării Vamă și a virat la stânga pe strada Academician Miron Nicolescu. La schimbarea direcției de mers, biciclistul nu s-a asigurat dacă poate să efectueze această manevră în siguranță și a intrat în coliziune cu un autoturism. Voiam să fac eu aici stânga să urc pe deal și în plan regulamentar am dat semnal să-i depășesc doi bicicliști și unul a intrat. După spusele celorlalți bicicliști, a spus că vine cineva din spate, dar n-a ținut cont. Și a intrat direct în mine. Colegii care îl însoțeau pe biciclist au spus că nu au mai avut timp să îl avertizeze că se apropie o mașină. M-a întrebat dacă vine ceva din spate, da? În timp ce mergeam. Era la vreo 5 metri de, da? De mine, așa. N-ați observat mașina din spate? Până să mă uite, i-am zis, băi, vine. Și cum i-am zis, băi, vine, era... Ce mașină. Grav, e conștient, e... Da, și-a revenit, cum să spun, pe căzătură și-a revenit. Dar am întrebat, băi, știi cum te cheamă? Și ale toate datele, da. În urma impactului, biciclistul a fost rănit la nivelul capului și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență. Avem un pacient cu o rană superficială la cap. E conștient, da, e stare bună. L-ați dus la spital? Da, e dus la spital. L-ați dus deja? Nu, este în mașină. După ce au fost testați pentru a se stabili nivelul alcoolemiei, a rezultat că șoferul autoturismului nu consumase băuturi alcoolice, însă în cazul biciclistului a reieșit o concentrație de 0,20 mg alcool pur în aerul expirat. Acum polițiștii rutieri efectuează cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul, urmând să întocmească un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.